Muncă, muncă și iar muncă. Am spart aici la scări. Bună, dragilor! Am spart scările, un ciment atât de tare, o ieșesc scântei. Ciment cu bucăți de piatră. Deci, făcut foarte, foarte bine. Nu cred că în ziua de asta să mai face așa ceva. Deci, un ciment foarte, foarte tare. Și a uitat aici o foțeavă de apă băgată. Foarte interesant, ceva, nu. Un sotul lat jos, o teatru, da, se vede. Am avut aici un profi care a făcut așa ceva, o persoană care ne-a ajutat. Au fost o persoană care ne-a ajutat și a făcut așa ceva și uitați aici. Da. O luat-o jos, seaba asta lungă trebuie schimbată de aici, pentru că este foarte veche. Și o să o schimbăm, pentru că pe aici pleacă apa în casă, da. Acolo în perete și pe scar sus, da. Așa, și o să, aici o să facem scările rotunde, exact cum se vede. Scările rotunde și bineînțeles că o să vină mult mai elegant și mult mai frumos, așa un pic cu ele rotunde și să vedem dacă reușim să acoperim și țeava cumva. Sotul asta vrea. Am cumpărat niște coturi ca să putem acoperi țeava, să venim cât mai jos cu ea, să vedem cum procedăm. Și da, asta este, Doamne ajută.